Bună ziua! Mă numesc Trudy Ray și vă zic bun venit la un alt episod de Catch This. De data aceasta în limba română. În programul acesta vorbesc de obicei despre virusuri, imunologie, vaccinuri și destul de mult despre această pandemie. Episodul acesta este despre un subiect cu adevărat important, de aceea l-am înregistrat în trei limbi diferite, engleză, germană și română. Astăzi voi vorbi despre vaccinurile pentru SARS-CoV-2, virusul care cauzează COVID-19. Sunt sigure? Chiar lucrează? Și ce știm despre efecte secundare de lungă durată? Sper că voi răspunde astăzi la aceste întrebări. Și vă rog să transmiteți aceste informații prietenilor dumneavoastră care vorbesc română sau germană. Ne aflăm în pandemia aceasta de un an întreg și se pare uneori că nu se va termina niciodată. Când ni s-a promis un vaccin în urmă cu un an, eu aveam îndoieli. Și pe drept cuvânt. În definitiv, eu sunt virolog calificat cu ceva experiență în știința vaccinurilor. Și s-o spun drept, am fost destul de pesimistă. Durează de obicei ani și adesea decenii până când un medicament sau un vaccin este aprobat de FDA, care este Food and Drug Administration în Statele Unite. Și cele mai multe ori nu e chiar așa de ușor. După 60 de ani de cercetare pentru realizarea unui vaccin contra virusul respirator sincițial, încă nu avem unul. 40 de ani de cercetare pentru vaccin contra virusului HIV, care cauzează SIDA. Nimic. Herpes simplex, hepatita C și așa mai departe. Nimic. Fiecare dintre aceste infecții are dificultățile și complicațiile ei în ceea ce privește producerea unui vaccin. Cum de a fost atât de ușor pentru acest vaccin? Am avut noi deja o bună temelie pentru cercetare de bază, astfel încât să putem pur și simplu să clădim pe ea și să facem repede un vaccin nou? Nu e SARS-CoV-2 la fel de complicat ca alte virusuri, că a fost mai ușor de făcut un vaccin împotriva acestui agent patogen? Sau am fost doar norocoși? Toate acestea sunt întrebări bune și există răspunsuri bune. Să începem cu vaccinurile ARN. Ce conțin aceste vaccinuri și exact cum acționează ele? Există în prezent două de felul acesta, unul dezvoltat de Pfizer în colaborare cu BioNTech și altul de către Moderna. Aceste vaccinuri nu sunt infecțioase și nu se integrează în genomul nostru, ceea ce înseamnă că nu există niciun risc de infecție sau mutații în genomul nostru care ar putea fi cauzate de secvențele vaccinului ARN. Vaccinurile constau din acidul ribonucleic mesager, adică ARN mesager, care codifică proteina spike al virusului SARS-CoV-2, una dintre proteinele de pe suprafața virusului cu care virusul se atașează de receptorii de pe celulele noastre. Această proteină este foarte imunogenică, însemnând că ea induce un bun răspuns imun în oameni. Odată ce vaccinul acesta este introdus în celulele dumneavoastră, proteinele celulare folosesc ARN mesager vaccinului ca mesaj pentru a dezvolta proteina spike, care apoi provoacă un răspuns imun, de obicei sub forma de anticorpi și celule T. Dacă organismul dumneavoastră este infectat după aceea cu virusul real, sistemul dumneavoastră imun poate recunoaște proteina spike de pe suprafața virusului și poate provoca un răspuns puternic. Vaccinurile făcute de BioNTech, Pfizer și Moderna sunt astfel de vaccinuri ARN mesager. Însă ARN este foarte instabil și se degradează foarte ușor după ce intră organismul dumneavoastră. De aceea trebuie să fie protejat cumva. Vaccinurile Pfizer și Moderna sunt încapsulate în nanoparticule de lipide și arată în cele de urmă ca aceste mini-vezicule care protejează ARN-ul de degradare și de asemenea ajută la absorpția acestui în celule. În felul acesta obțineți o expresie sporită de ARN.
Această particulă poate fuziona cu membrana celulei noastre, ceea ce permite ca ARN din interior să fie trimis în citoplasma celulilor noastre. Adăugarea moleculelor de colesterol face particula mai fluidă și probabil ajută și la îmbunătățirea fuziunii ei cu membranele celulelor noastre. Polietilenglicolul, notat aici ca PEG, are diferite funcții. Sporește eficacitatea vaccinului, ascundându-l de sistemul imun, face particula mai solubilă în apă, deoarece constă din multe părți hidrofobice, și încetinește degradarea particulei, pentru că ea se degradează după un timp. Vaccinurile ARN mesager sunt noi, în sensul că nu a existat niciodată unul care să fi fost aprobat pentru utilizare la oameni. Însă tehnica și conceptul în sine nu sunt noi. Rapoarte ale primei transferări a unui ARN mesager străin în animale au fost publicate în 1990 și această tehnică a fost mereu îmbunătățită de atunci. Progresul în acest domeniu a fost îngreunat pentru că atât oamenii de știință cât și investorii au fost îngrijorați că instabilitatea inerentă a ARN-ului va împiedica folosirea lui pentru livrare ca medicament sau vaccin. Oricine a lucrat vreodată cu ARN într-un laborator știe cât de instabil este și cât de complicat este de mânuit. Totuși, cercetarea din ultimii 30 de ani a arătat că stabilitatea ARN-ului poate fi sporită prin diferite modificări și metode de livrare. Una dintre cauzele pentru care vaccinurile SARS-CoV-2 ARN mesager au putut fi produse atât de repede este că toată această știință de bază era deja disponibilă la începutul pandemiei. Și cu toate că vaccinurile SARS-CoV-2 sunt primele vaccinuri ARN autorizate pentru uz asupra oamenilor, câteva vaccinuri ARN au trecut prin încercări clinice pe oameni mai înainte, cel puțin pentru 4 boli infecțioase: turbarea, gripa, infecția cu citomegalovirus și infecția cu virusul Zika. Mulți sunt îngrijorați că vaccinul străin ARN mesager s-ar putea integra în genomul nostru, ca de exemplu HIV. Însă acest lucru nu este posibil, sau să zicem foarte improbabil. Când HIV intră în celulele noastre, genomul lui nu este transformat în proteină imediat, dar este covertit în ADN și apoi intră în nucleu, unde este integrat în genomul nostru. Sinteza de ADN din genomul HIV-ARN se produce cu ajutorul unei enzime numită reverse transcriptază. Integrarea în genomul nostru are loc cu ajutorul unui enzime numită integrază. Ambele enzime, reverse transcriptază și integrază, sunt codificate de HIV. Aceasta înseamnă că HIV conține mesajul pentru făcut aceste proteine. Succesiunea de evenimente care are loc odată ce SARS-CoV-2 ARN mesager intră în celulele noastre este cu totul diferită. Atât vaccinul ARN cât și proteina care este făcută din ARN mesager stau în celulele noastre doar un timp destul de scurt. Molecula de ARN mesager stă pe loc destul timp ca să fie transformată în proteină și proteina stă pe loc destul timp ca să poată cauza producerea de anticorpi. Apoi, după un timp, se degradează. Altfel stau lucrurile cu HIV. Pentru vaccină nu există reverse transcriptază care să facă ADN din vaccinul ARN mesager. Întrucât nu există în consecință un ADN, nu intră în nucleu și chiar dacă s-ar întâmpla acest lucru, nu există enzima integrază pentru a integra ADN-ul în genomul nostru. Dar chiar așa, unii s-au arătat îngrijorați că ADN-ul străin se poate totuși insera în genomul nostru folosind elemente Line 1. Line 1 înseamnă Long Interspersed Nuclear Element, pe engleză, sau elementul nuclear intercalat lung. Lines sunt regiuni în genomul nostru care se pot transpune sau se pot muta în diferite locuri din genomul nostru și unele porțiuni de Line 1 codifică o proteină care are activitate de reverse transcriptază. Astfel, îngrijorarea este că vaccinul ARN mesager ar putea prelua această reverse transcriptază și insera funcțiunii de elemente Line 1, fiind astfel inserate în ADN-ul nostru. Totuși, există o mulțime de date care arată că Line 1 preferă să mute genomul lor propriu și aceasta este doar un exemplu arătat de un studiu publicat.
Nu există niciun motiv a gândi că un ARN străin nou ar avea un avantaj peste ceea ce e deja prezent în genom și ar fi transcris invers și inserat de aceste elemente line 1. Ca să scurtăm discuția, orice îngrijorări cum că vaccinul ar schimba ADN-ul nostru sau ar deveni o parte permanentă a genomului nostru sunt complet nefondate. Ei bine, acestea sunt vaccinurile ARN mesager, dar există apoi și vaccinurile cu vector viral. Să ne ocupăm îndeaproape de acele acum. În prezent există două care sunt în uz, unul de la AstraZeneca și altul de la Johnson & Johnson. Pentru vaccinurile cu vector viral, avem nevoie de un virus ca vehicul pentru a transporta vaccinul ADN în celule. De obicei sunt folosite adenovirusuri. Acestea sunt virusuri care produc răceala obișnuită. Vaccinul constă dintr-un adenovirus cu o genă înserată care codifică pentru proteina spike, aceeași proteină care este folosită pentru vaccinurile ARN. Noțiunea de a folosi un virus pentru a transporta sau a aplica vaccinurile la oameni este bazată pe capacitatea virusurilor de a intra în celulele prin atașarea la celula gazdă de receptor și de a introduce genomul lor în celulă. După injectarea într-un recipient de vaccin, vaccinul cu vector viral trebuie să intre în celule și să servească drept cod pentru proteinele gazdă ca să sintetizeze proteina spike din gena inserată. În mod ideal, proteina spike va acționa apoi ca un antigen pentru a amorsa sistemul imunitar ca să recunoască SARS-CoV-2 dacă infectează corpul mai târziu. Adenovirusurile sunt deosebit de potrivite pentru a introduce gene străine în celule, pentru că ele au un genom ADN dublu catenar care poate găzdui segmente voluminoase de ADN străin și pentru că ele infectează cele mai multe tipuri de celule, fără a se integra în genomul gazdă. Totuși, dată fiind preponderența infecțiilor cu adenovirus în oameni, ele produc răceala obișnuită, așa cum am menționat deja, cei mai mulți oameni au deja anticorpi specifici pentru adenovirusuri care pot prinde și neutraliza vectorul însuși și aceasta poate face vectorul mai puțin eficient în ce privește stimularea de anticorpi prin produsul de gene străine. Pentru a evita acest lucru, cercetătorii de la AstraZeneca au folosit un adenovirus de la cimpanzei care în mod normal nu infectează oameni. Astfel, nu e de așteptat că recipienții acestui vaccin să aibă anticorpi preexistenți pentru vectorul însuși. Adenovirusul folosit pentru a face vaccinul Johnson & Johnson, adenovirus 26, este de origine umană, însă când testați cei mai mulți oameni au foarte puțin anticorpi care inactivează acest adenovirus, în comparație cu anticorpi împotriva altor adenovirusuri. De aceea, potențialii recipienți ai vaccinului Johnson & Johnson sunt mai puțin în situația de a avea anticorpi preexistenți pentru adenovirusul însuși. Pentru a optimiza mai departe vectorul adenovirus, atât cercetătorii de la AstraZeneca cât și cei de la Johnson & Johnson au șters două gene. Una care regularizează copierea virală, aceasta garantează că adenovirusul nu poate produce o infecție în celule umane, și o genă suplimentară pentru a face mai mult loc în interiorul vectorului pentru gena inserată, spike. Așadar, astfel lucrează aceste vaccinuri. Toate au fost testate în experiențe clinice, fiecare pe 10.000 de persoane și toate sunt foarte, foarte eficiente, mult mai eficiente decât s-a crezut. Dar cum lucrează propriu-zis testările clinice și putem avea încredere în ele? Testările clinice, mai ales în faza a treia, sunt randomizate, sunt făcute dublu orb și controlate pe bază de placebo. Ce înseamnă aceasta? Randomizare înseamnă că participanții au fost în mod întâmplător desemnați pentru un grup experimental care primește vaccinul real sau pentru grupul de control, astfel încât singurele diferențe așteptate între grupul experimental și cel de control sunt variabile finale studiate de siguranță și eficacitate. Randomizarea elimină efectele nedorite care nu au nimic de face cu variabilele care sunt analizate. Dublu orb înseamnă că nici cercetătorii și nici subiecții nu știu cine primește un anumit tratament, vaccinul real sau controlul placebo.
Testele dubloarbe conduc la concluzii mai autentice pentru că ele reduc parțialitățile cercetătorului. Controlat prin placebo înseamnă că un grup de participanți primește un placebo, o substanță care nu are niciun efect terapeutic. Astfel încât putem fi siguri că efectele observate la recipienții vaccinului real sunt obiective și rezultă din vaccinare. Toate vaccinurile SARS-CoV-2 au fost testate în astfel de experimente clinice, fără excepție, inclusiv vaccinul AstraZeneca. Folosirea acestui vaccin este în prezent stopată pentru că din 17 milioane de recipienți al vaccinului, 37 de persoane au dezvoltat tromboze cândva după vaccinare. Totuși, potrivit cu Louis Chang, un virolog molecular de la Universitatea Cornell, aceste numere sunt încă sub incidența normală așteptată de tromboze la o populație normală. El consideră că îngrijător este faptul că suspendarea vaccinărilor poate avea ea însăși ca rezultat o creștere în totalul cazurilor de tromboză. Tromboza este cam obișnuită în cazurile grave de COVID-19. Ceea ce este mult mai frecvent în populațiile predispuse care nu sunt vaccinate decât frecvența de tromboze între cei vaccinați. Și e chiar important să se țină cont de faptul că nu avem nicio dovadă că vaccinul cauzează tromboze. Apariția trombozelor în legătură cu vaccinarea nu e altceva decât o corelație și corelația nu este egală cu cauzalitatea. Nu există nicio dovadă că vaccinul AstraZeneca ar cauza tromboze. Și acum importanta întrebare. Cum am ajuns nu numai la unul, ci la câteva foarte eficiente vaccinuri în mai puțin de un an? Pentru că există de fapt mai multe vaccinuri SARS-CoV-2 decât am descris eu aici astăzi. Există câteva motive. Cel mai important este probabil pentru că noi am avut o foarte bună bază de cercetare fundamentală. 30 de ani de cercetare pentru vaccinuri ARN. Strategiile vaccinurilor convenționale implică virusuri atenuate sau inactivate și aceste metode cer mult timp. Vaccinurile ARN pot fi făcute mai repede pentru că ele înlătură nevoia de creștere și sau trecere repetată a virusurilor prin cultura celulară, care poate lua mult timp. Încă un motiv. După mulți ani de cercetare cu alte coronavirusuri, pentru că mai cunoaștem 6 care infectează oameni, oamenii de știință știau că proteina spike era proteina importantă, producătoare de imunitate. Și în opinia mea, am avut și ceva noroc, pentru că s-ar fi prea putut ca proteina spike să nu fie proteina importantă, producătoare de imunitate. Sau că are proprietăți ușor diferite în acest virus particular. Și un ultim punct. Cunoașteți maxima good, fast or cheap, PIC2. Înseamnă bun, rapid sau ieftin. Ia două. În acest caz, noi am luat două dintre ele. Și această inițiativă numai ieftină nu a fost. Pe scurt, vaccinurile sunt unul dintre succesele cele mai mari ale medicinii moderne. Organizația Mondială a Sănătății estimează că vaccinurile salvează 2-3 milioane de vieți în fiecare an și previn nenumărate alte cazuri de boală și spitalizare. Vă mulțumesc din nou pentru vizionare! Dacă vorbiți engleză, vă rog să vă subscrieți!